Sunt Violeta Horhoianu, sunt formator principal la Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală și am fost formatorul în cadrul proiectului din Inițiativa Globală de Conștientizare asupra Cancerului de Sân. Totul a început de la o evaluare de nevoi, când am știut că populația nu e informată. Am desfășurat apoi o activitate de creare a unei curicule specifice care să răspundă unor nevoi și am selectat din diverse comunități persoane de diverse profesii, de la asistente medicale, bibliotecari, asistenți sociali, persoane din comunitate respectate pur și simplu în mediul rural sau urban. Am evaluat nevoile lor și atunci am reușit să creăm o curiculă de două zile, un material curricular de două zile, care include abilități de comunicare, abilități de lucru cu grupul și o parte foarte specifică, și anume acoperirea a 50 de minute de sesiune de facilitare cu grupuri mici pe domeniul autocunoașterii sânului. Dinu Pașcu, președintele Asociației Parteneri în Progres din Constanța. În cadrul inițiativei Susan J. Comer pentru Cure, am desfășurat două proiecte. Unul organizat local și încă două la care am fost membri în rețeaua națională pentru sănătatea sânului pe care noi am desfășurat-o. Și în cadrul primului proiect, ca urmare a unei inițiative, a unui bibliotecar de la Techirghiol, am învățat și am descoperit ce loc minunat sunt bibliotecile și cât de mult pot să ofere bibliotecile și bibliotecarii pentru comunitate, în ceea ce privește sănătatea oamenilor în general, despre care spunem cu toții că e cel mai important lucru pe care îl avem, și în special despre sănătatea sânului, având în vedere că marea majoritate a bibliotecarilor pe care i-am întâlnit sunt femei. Sunt o resursă extraordinară și datorită faptului că în ultimii 4 ani au fost prinși în acest program Biblionet, în care bibliotecile au fost utilate cu calculatoare, iar bibliotecarii au fost instruiți cum să le folosească, cum să navige pe internet și cum să deschidă bibliotecile pentru alte servicii în afară de cele clasice de împrumut de cărți. Acest lucru a făcut ca bibliotecarii să devină niște parteneri extraordinari în lupta noastră pentru sănătatea sânului și recomand cu multă căldură tuturor să se implice și să folosească aceste resurse care sunt la dispoziția celor 3.000 și ceva de comunități unde există biblioteci în România. Mulțumesc! Numele meu este Alina Ocheană, sunt bibliotecar la Biblioteca Municipală Mercedia, filiala Nord. Am intrat în acest proiect cu cancerul la sân anul acesta, în luna ianuarie, când s-a încheiat un parteneriat cu Liga Femeilor din Constanța și cu Asociația Parteneri în Progres. Și le mulțumesc pe această cale pentru că mi-au dat ocazia să văd ce înseamnă și cum îi pot ajuta pe cei din jurul meu. Am urmat un curs de facilitator și am ținut două sesiuni de informare despre cancerul la sân în comunitatea noastră. La prima am avut o surpriză foarte mare pentru că am invitat un număr destul de mare de femei, dar nu ne-am așteptat să vină într-un număr atât de mare. Sala devenise deja neîncăpătoare, au fost aproximativ 130 de persoane. Surpriza a fost și mai mare pentru că după sesiunea de informare foarte multe au venit la bibliotecă și ne-au întrebat când mai organizăm, pentru că își doresc să mai vină și își doresc și alte prietene de ale lor să participe la așa ceva. O altă sesiune de informare am ținut-o la școală, în săptămâna Școala Altfel, și acolo ne-am axat doar pe fetițe. Am invitat fetițe de clasa 7-a și clasa 8-a, printre ele au fost și din comunitatea romă, pentru că era o școală la care vin foarte mulți copii de romi, este frecventată de către aceștia. Fetițele au primit la sfârșit pliante și broșuri cu adresabilitate către mame și mamele au fost și ele foarte curioase și au venit și ele la bibliotecă și ne-au întrebat când mai organizăm și vom organiza în curând și pentru acestea. La cea de-a doua sesiune de informare unde am ținut cu fetițele de clasa 7-a și 8-a, am invitat și doamne profesoare. Acestea au intrat așa, câte una, câte una în sală, pentru ca mai apoi să vină aproape toate din școală și erau atât de curioase și își doreau atât de mult să fie informate, încât cred că în curând vom organiza încă o sesiune de informare și cred că tot la o școală și sperăm să le avem alături de noi pe toate doamnele profesoare și poate vom avea și sprijinul profesorilor de biologie. Ei se pricep foarte bine și cum ar trebui să predea această temă la clasă și, cum spuneau și colegii noștri astăzi aici, ar trebui să facem și o educație sanitară în școli, ar prinde foarte bine și am putea acolo să mergem și noi cu sesiunile de informare și demonstrăm încă o dată că bibliotecile se implică fiind parte în acest program și sperăm ca acest proiect să meargă mai departe, chiar dacă astăzi se termină cumva o parte a proiectului. Dar noi promitem să nu ne oprim aici. Și continuăm prin biblioteci. Evident, continuăm prin biblionet. Felicitări!
Numele meu este Maria Frangeti, sunt din anul 1998 președinta Ligii Femeilor din Constanța. Din nefericire pentru mine, în 2004 am fost diagnosticat cu cancer la sân și atunci parcă toată lumea în primul moment s-a oprit în loc. Dar sunt o femeie puternică, m-am scuturat și am zis că trebuie să merg mai departe, să iau taur de parne și să înving. Și eu zic că am învins. Situația prin care am trecut m-a făcut să nu ezit niciun moment în momentul în care mi s-a propus de către Inițiativa Globală de Conștientizare asupra Cancerului de Sân să fac parte din această inițiativă și să mă implic în programe coordonate, finanțate de Inițiativa Globală. Am urmat niște cursuri care ne-au oferit instrumentele cu care să putem merge în comunitate și să facem ceva pentru a ameliora situația cancerului de sân în România, care nu este o situație tocmai roză, după cum nu este tocmai roză nicăieri în lume. Am scris niște proiecte pentru că Susan G. Komen for the Cure finanța prin granturi comunitare proiecte de lucru în comunitate. Am mers în comunitățile rurale pentru că cercetarea pe care am făcut-o la nivelul județului Constanța și la nivelul altor 5 județe, reflectată în profilul comunității, ne-a spus că există o mare nevoie de educare, de conștientizare asupra cancerului de sân, după cum există o mare nevoie și pentru grupuri de suport pentru supraviețuitoare. Acestea au fost primele două mari nevoi prioritizate din profilul comunității. Și atunci m-am gândit să merg în comunitățile rurale și să implic comunitățile respective în conștientizarea asupra cancerului de sân. Pentru că provocarea era foarte mare și de unii singuri nu puteam să facem față și era foarte important pentru sustenabilitate să implicăm comunitatea. Și atunci am format niște promotori din comunitate, le-am oferit și lor toate instrumentele necesare, astfel încât să ducă o informație și mesaje standardizate, clare, concise și corecte în comunitățile lor. Cum am ales acești parteneri, m-am gândit cine din comunitățile respective sunt persoane și instituții recunoscute în comunitate. Cine sunt persoane care au oarecare expertiză și care pot să ducă la bun sfârșit ceea ce ne-am propus. În prima fază, în primul proiect, am identificat centrele comunitare ale All Vision-ului și cu ele am lucrat în proiect. În cel de-al doilea proiect am identificat un alt partener. Un partener aflat într-o rețea extinsă la nivel național. Un partener care avusese șansa de a primi o dotare și de a primi, dincolo de dotare, foarte multă expertiză în cadrul programului Biblionet. Și mai ales am întâlnit niște oameni care au fost învățați prin acest program să se deschidă către comunitate. Și chiar sunt mândră pentru că în colaborarea mea cu biblioteca, înainte chiar de acest proiect pe cancerul de sân, am deschis o nouă poartă către comunitatea bibliotecii. Biblioteca și-a descoperit disponibilitatea de educație pentru sănătate. Și este un câștig minunat pentru noi toți. Stella Hanus din Târgu Mureș, Asociația Română de Cancer de Sine Comune. Am onoarea de a fi președintele și inițiatorul acestui grup din 1996, când s-a înființat. Este un grup format de 5 femei care au acest diagnostic, cancer de sân, și ideea a fost ca femei cu acest diagnostic să facă ceva pentru femeile,
cu acest diagnostic. Am considerat că noi, cele care am trecut peste această experiență de viață, vom putea culege informații corecte și necesare pentru toată lumea care trece peste această experiență de viață, care nu este ușoară și care, dacă ai șansa de a-i supraviețui, ai șansa de a te de a te îmbogăți și de a trece la un alt nivel a priorităților și a felului de a gândi. Am primit cu foarte mare bucurie ideea de a colabora cu biblioteca. Biblioteca a fost casa mea în copilărie. Cum a decurs colaborarea cu Biblioteca Județeană, practic și concret? A fost o experiență, un telefon, și a doua zi doamna director Monica Avram a fost la sediul organizației noastre. Cred că s-a pregătit de ceva foarte scorțos și foarte, foarte greu de digerat, dar când a văzut fețe relaxate și multă veselie și nonșalanță, s-a destins și a zis ok, vom face o treabă minunată. Așa și a fost. Biblioteca din Tăureni și Ibănești m-a impresionat extraordinar că doamnele de la biblioteca din sat au reușit să aducă femei care au venit și stăteau mai la ușă, că ele se grăbesc, că știu și eu cât vor sta și cum vor sta, și au stat o oră și jumătate și după aceea m-au pus întrebări. Deci a fost un sentiment plăcut că s-a putut într-un loc de cultură să se ofere informații corecte, pertinente, și în acea atmosferă de bibliotecă să ne simțim bine și să putem comunica așa cum ar trebui să se facă la orice nivel, nu ca la televizor sau ca în Parlament. Cum pot contribui computerele din biblioteci la promovarea, la conștientizarea populației privind cancerul de sân? De când avem această colaborare, nu există niciun fel de informație de acest sens să nu meargă pe mail la cele două biblioteci sătești. Aveți de gând să extindeți și în alte biblioteci? Mi-aș dori foarte mult. Mi-aș dori foarte, foarte mult să acopăr tot județul în acest sens și îmi face deosebită plăcere. Numele meu este Luminița Lupașcu, sunt supraviețuitoare a cancerului de sân. Coordonez în un grup de sprijin pentru femeile cu cancer de sân în Constanța, sunt profesor de biologie. Întotdeauna am fost fascinată de cărți și pentru mine biblioteca a fost un loc special. Credeam că biblioteca este un loc al cărților și cam atât. Însă oamenii se schimbă și biblioteca s-a schimbat extraordinar de mult. În momentul în care mi-am dat seama că biblioteca prin Biblionet este un loc în care oamenii se întâlnesc, oamenii care doresc să facă voluntariat, oamenii care vor să se pună în sprijinul comunității, nevoilor, semenilor lor, pentru mine a fost o descoperire extraordinară și un adevărat început. Bibliotecarii, că despre ei vreau să vorbesc aici, nu numai despre un loc care se cheamă biblioteca, ci de bibliotecari, sunt o resursă extraordinară. Noi am folosit sediul bibliotecilor din Tulcea, din Constanța, din Babadag, unde am ținut cursuri de formare, facilitatori, cursuri pentru coordonatorii de grup de sprijin și am beneficiat de tot acest de spațiu, de oameni, de acolo, de tot ceea ce pot să ofere. Vă îndemn pe toți să apelați, să intrați într-o bibliotecă, să găsiți pe bibliotecari și să intrați în proiecte cu Biblionet, pentru că este o poartă pentru noi toți pe care trebuie să o încercăm. Succes, Biblionet!